Ce am prevăzut televiziunea română? Domnule președinte, ca și rezultat concret de la acest summit, intenționați să obțineți o mențiune în concluziile Consiliului European de iarnă, un soi de garanție pentru un calendar al aderării și a faptului că subiectul va fi pe următoarea reuniune a ministrilor de interne sub președinția suedeză? Mă tem că așa ceva nu va fi posibil, fiindcă aceste concluzii, Consiliul lucrează cu unanimitate. Concluziile se pot adopta doar dacă există unanimitate. Ori aceleași rețineri care au fost în jai încă persistă și atunci nu putem să ne gândim că vom obține un rezultat senzațional. Suntem în faza în care trebuie să reluăm nu chiar de la zero, dar de destul de jos toate discuțiile, să construim încă o dată întreaga abordare cu mai multă insistență, cu mai multă convingere, dar va necesita timp. Deci vă rog să nu aveți așteptarea că astăzi sau mâine în Consiliu se hotărăște ceva clar în ce privește aderarea. Însă pot să vă spun că personal, îmi imaginez că o aderare este posibilă în anul viitor, 2023.